Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre probabil cel mai bun editor de PDF-uri existent. Este vorba despre aplicația LibreOffice Draw. Pentru a lansa aplicația, executați două clicuri pe pictograma LibreOffice de pe suprafața de lucru și din fereastra apărută alegeți opțiunea Draw Drawing. Acum va trebui să aducem în aplicații documentul PDF pe care dorim să-l edităm. Pentru asta acționăm meniul File, sub meniul Open și alegem fișierul care conține documentul asupra căruia dorim să aducem modificări. Pentru a edita textul din acest document, executăm două clicuri în zona textului asupra căruia dorim să aducem modificări. Și observăm că putem să edităm textul pe câte un rând. Putem repoziționa textul în pagină, putem să aducem modificări caracterilor, putem să aplicăm toate operațiunile specifice editării de text. Documentul pe care noi l-am deschis în aplicația Draw conține mai multe pagini, dar noi nu avem acces acum decât la, o, la, prima pagină. Pentru a putea vizualiza și conținutul celorlalte pagini, se acționează meniul View și apoi sub meniul Page Pane. Astfel, în partea stângă a ferestrei aplicații, apar toate paginile care sunt conținute de acest document PDF. În document se pot introduce diferite obiecte, cum ar fi imaginile. Pentru asta, ne vom poziționa în pagina în care dorim să introducem respectiva imagine. Se acționează meniul Insert sub meniul Image, se alege imaginea care se dorește a fi introdusă și se acționează butonul Open. Asupra acestui obiect, bineînțeles că putem interveni uh, pentru a o putea redimensiona, repoziționa și așa mai departe. O altă funcționalitate a aplicației este de a uni mai multe documente PDF într-unul singur. Pentru aceasta se deschid pe rând documentele ce se dorește a fi unite. Apoi, prin metoda Drag-and-Drop, se aduce conținutul fiecărui document într-unul singur. Se poate stabili și ordinea în care să apară paginile documentelor. Pentru a exporta un document PDF, se acționează meniul File, apoi opțiunea Export. Se observă că pe lângă formatul PDF, Draw poate salva documentul în diferite formate, HTML sau formate de imagine cum ar fi bitmap, GIF, JPEG, sau PNG. Pentru a-l salva în formatul PDF, se alege, bineînțeles, acest format, se stabilește numele fișierului și locația în care să fie salvat fișierul, după care se acționează butonul Save. Toate aceste proprietăți vor rămâne nemodificate și se acționează butonul Export. În acest moment, în locația pe care noi am ales-o, se va regăsi un document PDF editat cu aplicația LibreOffice Draw. Execut două clicuri pe documentul pe care tocmai l-am exportat și regăsesc în tocmai conținutul respectivului document PDF care conține 5 pagini. Acesta a fost tutorialul referitor la aplicația LibreOffice Draw. Eu am fost Adrian. Și până data viitoare vă doresc la revedere!